Ai auzit și tu probabil despre faptul că virusul COVID-19 a fost produs într-un laborator, că măștile de protecție sunt toxice sau că prin vaccinul împotriva coronavirusului Bill Gates vrea să cipeze omenirea? Ei bine, unicul adevăr aici este că toată informația de mai sus este falsă, iar la urechile tale a ajuns din cauza unui fenomen foarte răspândit, numit în limba engleză fake news. Ce sunt știrile false? E simplu. Sunt informații difuzate sub formă de știri, doar că acestea conțin neadevăruri. La lecția precedentă am vorbit despre fenomenul dezinformării și cum acesta ne poate afecta negativ. Păi iată, trebuie să știți că știrile false sunt o metodă de a dezinforma. De multe ori, este destul de dificil să deosebim o știre falsă de una adevărată, dar partea bună este că fiecare dintre noi poate să învețe cum să facă diferența dintre ele și să devină un consumator de presă protejat. Haideți să le luăm pe rând. Cum trebuie să arate o informație ca să putem numi știre? Așadar, o știre are o structură. În primul rând, are un titlu. Titlul unei știri adevărate și corecte nu va fi formulat astfel încât să șocheze sau să te îndemne insistent să faci click pe vreun link. Un titlu bun va reprezenta cel mai scurt rezumat al știrii sau cel puțin va sugera cititorului despre ce este știrea. Dacă ți-a apărut pe rețele de socializare un titlu șocant, îți recomandăm să nu accesezi linkul, iar dacă informația prezintă interes pentru tine, fă o simplă căutare și vezi ce scriu și alte surse media credibile la acest subiect. Să zicem că ai accesat totuși știrea. La ce atrage atenția odată ce ai deschis pagina? În primul rând, aruncă o privire generală asupra materialului și verifică. Are această știre un autor? Este aceasta o persoană reală? Ce alte materiale semnate de către acest autor mai sunt publicate pe site? Un alt indiciu care îți poate confirma veridicitatea știrii sunt sursele. Astfel spus, o știre adevărată va prezenta pozițiile tuturor părților implicate și nu va conține opinia subiectivă a autorului despre cele relatate. Să zicem că citești o știre despre un scandal de corupție la examenele de BAC într-un liceu din Chișinău. Pentru a prezenta informația cât mai veridic, autorul știrii trebuie să solicite comentarii din partea reprezentanților organelor de drept, Ministerul Educației, administrației liceului, a profesorilor, elevilor, părinților. Un material care prezintă informația, să zicem, doar prin prisma elevului implicat în acest scandal sau doar prin prisma unui profesor, are toate șansele să fie neadevărată și cu siguranță aceasta nu poate fi considerată o știre. Mai mult ca atât, un jurnalist responsabil nu va aduce acuzații fără să prezinte probe și va respecta principiul prezumției nevinovăției, ceea ce înseamnă că nicio persoană nu poate fi numită infractor sau infractoare atât timp cât nu există o decizie a instanței de judecată care ar confirma acest lucru. Imaginea cu care este ilustrată știrea, de asemenea, poate fi un indiciu privind veridicitatea ei. Fiecare imagine trebuie să conțină o legendă. Dacă autorul va folosi o imagine care reprezintă nemijlocit evenimentul despre care relatează știrea, atunci acesta îi va face o scurtă descriere și va indica sursa. Dacă autorul știrii va folosi o imagine simbol, acest lucru de asemenea va fi indicat expres. Dacă imaginea ilustrativă a știrii îți trezește dubii, copiază URL-ul acesteia și dă o căutare pe Google. S-ar putea ca astfel să descoperi că autorul a avut intenția de a te dezinforma. Spre exemplu, la o știre despre un accident care s-a produs în Chișinău, autorul folosește o imagine cu niște mașini distruse în totalitate, de la un accident care s-a întâmplat acum câțiva ani într-un oraș din România. În acest caz, intenția autorului a fost să-ți atragă atenția printr-o imagine șocantă, ca să faci click pe știre și să generezi vizualizări. Pe lângă elementele enumerate mai sus, verifică și credibilitatea sursei care publică știrea. Iar pentru a fi sigur că informația pe care o citești este un adevăr sau un fals, memorează regula de aur. Verifică mereu informația în mai multe surse. Apoi, fă-ți o concluzie.
Ce faci totuși dacă ai depistat o știre falsă? În primul rând, nu o distribui. Ulterior, o poți raporta pe pagina stopfals.md. Iar dacă informația falsă ți-a apărut pe rețelele de socializare, folosește opțiunile de raportare a postării sau a paginii pe care a fost distribuită. Haideți să facem o scurtă recapitulare. Cum mă protejez de informațiile false? Consum informații doar din surse credibile. Verific informația în mai multe surse. Fac deosebire între fapte și opinii. Verific dacă este vorba de o știre reală sau de un material satiric ori divertisment. Verific dacă materialul este jurnalistic sau comercial. Nu distribui știrea dacă nu sunt sigură de veridicitatea ei. Dacă am depistat o informație falsă, o raportez. Nu uita și de ghidul de educație media pentru tineri cu ochii în patru și să nu te lași manipulat sau dezinformat.